Bună! Sunt Alina de la Acțiunea Arbeitsunrecht Deutschland și mi-aș dori să vă rețin un pic atenția cu această înregistrare, care de fapt este un apel către dumneavoastră. Iar și iar auzim despre situația gravă de la măcelăriile Tönnies. Mulți dintre conaționalii noștri care lucrează sau au lucrat ca și tranșatori sau măcelari povestesc despre zilele lungi de lucru, accidente grave la locul de muncă, condiții mizere de cazare, chiar și amenințări. Acțiunea împotriva nedreptății în muncă face apel pe data de 13 septembrie, vinerea neagră, cum o numim noi, împotriva joburilor horror și a contractelor de la Tönnies. De aceea, mulți jurnaliști sunt pregătiți cu întrebări și dornici să stea de vorbă cu dumneavoastră, angajați sau foști angajați de la Tönnies. Garantăm absolută încredere și confidențialitate. Interviurile pot fi făcute și anonim dacă se dorește. Dacă doriți și puteți să povestiți despre orice formă de abuz sau demisiile în urma unui accident la locul de muncă, orice formă de abuz trebuie adusă la lumină și orice nedreptate trebuie îndreptățită. De aceea vă rog să luați legătura cu noi, puteți să ne scrieți și în limba română și în germană, cum vă este mai ușor. Numai împreună putem să ne împotrivim exploatării oamenilor, animalelor și a resurselor. Vă aștept și pe Messenger sau pe site-ul nostru oficial cu orice fel de informație. Împreună putem să învingem.